În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preaiubite Părinte Marcel, preaiubite Părinte Cristian, iubite Părinte Dacian, iubiți și cinstiți credincioși, iată că am avut astăzi această bucurie sfântă de a fi în comuniune duhovnicească, în comuniune liturgică, în comuniune dumnezeiască, la Sfânta și dumnezeiască liturgie, aici, în această parohie, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, sau Dumitru, izvorător de mir, și în această sfântă biserică. Și dacă ascultați cu atenție pericopa evanghelică care s-a citit astăzi, în Duminica 5-a după Rosarii, ați observat că Domnul, parcă într-un crescendo, a făcut de câteva duminici încoace tot mai multe vindecări. Și a făcut vindecări, parcă de la cele mai ușoare, am zice, oarecum, pentru că bolile și suferințele toate sunt grele. Dar, sigur, există, din punct de vedere rațional, o anumită gradație. Și a vindecat, parcă tot mai bol, tot mai grele, chiar după ce duminica trecută a vindecat un slujitor al unui Isac Roman, un colonel de armata romană, doar cu cuvânt, la o anumită distanță, astăzi vindecă doi îndrăciți din Ținutul Gadare sau Gherghet. Ținutul acesta Gadare sau Gherghet este în Liban. Astăzi este dincolo de Marea Galilei sau Marea Tiberiadei, care se numește Ierusalim, și care astăzi este ținutul Libanului, atunci susținea de Israel. Și acești îndrăciți care erau acolo, spune că erau doi bărbați și îndrăciți care atât de mult erau chinuiți de demoni, încât haine omenești nu mai purtau, în casă nu mai stăteau, la masă nu mâncau, în pat nu se culcau, ci erau fiecare stăteau prin morminte, prin păduri, și toți în lucrul acela erau recumpliți de spaimă, pentru că ei treceau și ei se lăbuind în morminte și arătându-se oamenilor în acea idoșenie și lucrând demonii prin el, care scoteau niște sunete foarte urâte, știți că demonii, ar mai mult pe la mănăstiri, deci cum pot să facă demonii ca și orice fel de animal, ca leu, ca pic, ca urs. Și atunci, sigur, profeceau spaimă, când lumea se îngrozea să treacă prin acel ținut. Și Domnul Iisus Hristos trece și îi vindecă pe acești doi îndrăciți cu ținutul Gadar sau Gherghetei. Iar acum trebuie să recunoaștem că numai gândul la această boală, la această îndrăcire, este un care îți dă multă umilință în suflet. Îți dă multă durere, multă compasiune. Pentru că să vezi niște oameni îndrăciți, chinuiți în așa fel, încât săracii să doarmă prin mormânte, prin pietăți, care ia rugăciune, fac spune, nu mai piele și os, îi gâne, îi taie lege, cu lanțul, pe lanțurile, și el își provoacă răni. Și toată această stare este foarte dureroasă. Am văzut după anii 90, știți că erau destul de mulți în mănăstiri, mai ales, erau uneori la matru, la noi, la tribuna, de 10 îndrăcit. Doamne ferească cum s-a manifestat. Și este un lucru care provoacă foarte multă milă, foarte multă umilință și în același timp prezește și rugăciunea. Când începea să se manifeste la anumite rugăciuni la martor, acei îmbrăciți vedeau că nicioși care erau acolo, din sutelor, să rugau așa fierbinte din tot sufletul lor. Deci, pentru că prezența, orice prezență extremă și a unui grup rău, și a unui înger bun sau lui Dumnezeu, trezește sufletul din starea aceasta lui naturală. Și provoca foarte multă durere. Ei, m-am gândit
la această situație, această vindecare care a făcut-o Domnul nostru, această situație a bolii demonismului. Ce răspunsuri avem noi astăzi? Ce cuvinte putem să avem noi astăzi? Și ce răspunsuri putem să dăm în fața acestui fenomen, în fața acestei situații? În primul rând, pentru că nu este o boală medicală. Iată, nu este epilepsie, nu este o boală care se tratează cu medicament. Ci este o boală, îndrăcirea, este o boală care, omenește vorbind, nu are ea. Nu sunt medicamente, nu mai poate medica un îndrăcire. Și atunci ne gândim, sigur, ce se poate face, ce răspunsuri avem. Și sigur că răspunsul este unul singur. Răspunsul este că doar Iisus Hristos poate să-i vindece pe cei îndrăciți. Doar Dumnezeu poate să-i vindece. Mai zice Domnul Hristos în altă parte, acolo, în Evanghelia după Marcu, capitolul 9, că acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Știți că în acel tânăr era îndrăcit și tatăl lui era, a venit la mărbișorul, i-a spus, de mii să chinuiești, la lungă în foc, în apă, face spume la gură și nu se penetre. Și cu durere și-a spus această spovedare a lui despre Fiul lui, și Domnul Hristos a spus, apostolilor la voi, deci acest neam de demon nu este decât cu rugăciune și cu foc. Așadar, vindecarea aceasta de boala demonismului nu o poate face decât Domnul Hristos. Acum, noi, cei care vrem să cunoaștem câte ceva, cum ar trebui să ne raportăm la asemenea situație? Cum ar trebui să ne raportăm ca să avem câte cât un răspuns la problema care o pune Sfânta Evanghelie de astăzi? A zice, dragii mei, în primul rând, că noi, scrie Sfântul Nicolae Velimirovici, de cel mai înțelept ierarh în secolul 20, 1200 de ani, sârbilor, spune că premisa oricărei cunoaștere este să cunoști starea ontologică a omului. Adică nicio cunoaștere pe Pământ, deci bază, nu va fi dacă nu vei ști cum a fost omul la început și cum a fost creația la început. Și este un lucru foarte pe înțeles cu acesta. Noi dacă găsim o icoană sfărâmată în bucăți sau o bază, simbolul sau mexerul, zice, arată originalul cum arăta. Și după original, poți să-l refacă bucătică cu bucătică. Este foarte important ca orice lucru să-l poți repara, să-l poți readuce, să știi cum arăta originalul. Și spune Sfântul Nicolae că premisa oricărei cunoaște, deci lucrurile aceasta, este să cunoști cum a fost omul în original. Aceasta, de fapt, este o descoperire cerească care o face un Sfânt Arhanghel Sfântului Lazar, țarul Sfântilor, voivodul Sfântului, care a murit la Kosovo, la 1324, când a fost 80, și a fost 80.000 de sfânt. O cea mai grea frânge din istoria Sfântilor, dar a fost anăscut Sfânt, Serbia cerească. Că el a avut o vedere, țarul, și s-au dăruit de el, a întrebat, vrei împărăție pământească sau vrei împărăție? Dacă vrei împărăție pământească, să câștigi războiul. Dacă vrei împărăție cerească, să înghezi. Și așa, ales de a cerească și a fost după aceea rog turcilor slave, în fașa lui, 500 de ani. Ei, acum, revenind la Evanghelia de astăzi și revenind la starea noastră, cum a fost omul original? Să știm că omul a fost creat de Dumnezeu. A fost creat tânăr, frumos, sănătos, nemuritor. Deci, ca un copil de 3 luni de curat, proaspăt botezat, dar era la 33 de ani. De să nu știi. Stătea în rai. Spune unii sunt părinți că a stat 100 de ani, alții până la 300. În ce caz, stătea acolo în rai, în acea fericire, cu îngerii și cu Tatăl Ceresc. Și se bucura. Ei, acea stare a omului, acea stare originală, trebuie să fie cumva prototipul nostru, prototipul nostru, la care noi trebuie să ne gândim mereu. Cum am fost și unde ar trebui să fim? Zice românul. O vorbă mai de mai ce am fost și ce-am ajuns. Ei, dragii mei, ăsta e de acolo, frate, ce-am fost și ce-am ajuns. Priviți tabloul acesta, suspect,
citiți în Sfânta Scriptură, citiți în Scriere Sfinților Părinți, citiți unde puteți, ascultați cuvinte, conferințe. Ce-a fost Domnul la cer? Ce-a fost și ce-a ajuns? Deci cum a fost El la cer? Tânăr, frumos, sănătos, nemuritor. Deci, care nu știa ce e boală, nu știa ce e suferința, Adam vedea lui, vedea că tot pământul ca un glob de sticlă, ce sunt Grigore de Nisa. Vedea și atâta înțelepciune avea și a pus nume la fiecare animal și la fiecare insecte care dorm în inimă. Și vedea lui până la sfârșitul lumii, vedea ce nu se vede acum cu telescoape, nu spune că știința cunoaște cosmosul până la 10%. Câte planete sunt și distanța între ele, mii de ani de mine. Adam le știa pe toate și le numea Orion, le numea fără telescop. Așa era, că erau văzutor cu Duhul. Deci, iată cum a fost totul acesta, ce-a fost și ce-a fost. E această stare, această decădere a omului, care a fost cu prin neascultarea pe Duhul, Harul Dumnezeu, și s-a fost pe trecut un seris cosmic. Pe cea mai mare durere din istoria omenirii, căderea omului, nu mai este asta mai mare. Adică omul care stătea în rai și care raiul acela creat de Dumnezeu, Edenul, în Ur, Caldeia, în Irakul de astăzi, urma să fie răspândit pe tot pământul cu ajutorul lui Dumnezeu decât Adam, acel rai s-a pierdut. L-a luat Dumnezeu, l-a luat la el, a închis și omul a căzut, țineți minte lucrul acesta, că aceasta e premisa cunoașterii oricărei cunoașteri din Bobicești pe pământ. Nimeni din veci nu va putea cunoaște duhovnicește dacă nu are această premisă. Deci om a căzut de la starea de om Dumnezeu, creat după chipul și semănat lui Dumnezeu. Deci a crezut de la starea de om Dumnezeu la starea de om animal. Omul, cum e acum, în cea mai bună stare a lui, în cea mai bună, este omul animal, care mănâncă, doarme, vezi, reproduce, așa mai departe. Ceea ce nu era în rai. Erau ca îngeri lui Dumnezeu. Și altfel era programul Dumnezeu de a sământi oamenii. M-am născut Maica Domnului, prin rugăciune, cu totul altfel. Era alt program. Omul era făcut om Dumnezeu. Țineți minte. Noi am fost început, de aceea și scrie în Scriptură, eu am zis, Dumnezei sunteți de a zis oamenii. Deci omul a fost făcut om Dumnezeu. Ei, căderea lui a fost la stare de om animal. Acum, Sfânta Scriptură spune că atunci când noi, Dumnezeu a cercetat Pământul, în timpul lui Noe, Noe a fost al 8-lea de la Adam. Trăiau aproape 1000 de ani atunci. Deci, cred că se poate vreo 7000 de ani, 1000 de ani de la primul om. Când l-a cercetat, doar Noe mai păstra rânduiala firii. Rânduiala firii omului căzut. Ce înseamnă rânduiala firii? Rânduiala firii înseamnă că omul căzut ca stare de animal ar trebui să fie împreună doar o dată pe an când naște pui. Atât. Nu există restul sub om animal. Este, ce spune Sfântul Nicolae mai încolo, deci este omul, nu și-a păstrat nici starea de om animal care a căzut din rai, și-a căzut la starea de om demon. Ei, de aceea, în lumea aceasta ne confruntăm cu demonul. Omul, ascultând de demon, a ajuns să trăiască sub influența demonului. Și de aici era, vedem, iată, omul demon. Zice că acest demonism a venit, sigur, cu prin puterea absolută a satanului. Că satana nu are puterea absolută asupra omului, ci printr-o conlucrare a omului cu satana. Deci, atunci, acolo, dacă citiți atenție, Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, spune că Noe era singurul care făcea voia lui Dumnezeu atunci și pătea lumea la firii. Noe s-a căsătorit la 500 de ani. Până la 500 de ani și păstra fecioria. Atunci trăia mai mult. Ar fi până la 50 de ani. Și la între 500 și 700 de ani a născut copii. Doar cât a născut copii. Și l-a găsit Dumnezeu drept și a spus, voi pierde tot pământul, voi ploa, voi primi de ploaie 40 de zile, 40 de nopți, nu va rămâne nimic din pământul acesta, nimeni, niciun om, totul se va pierde, tu vei rămâne. Fă-ți o corabie. A făcut undeva într-un vârf de munte, nu e corabie. Și la o distanță de
700 de kilometri de mare. Și toți râdeau de el. Ce face moșul aici? Ce faci voi cu corabie în vârful muntelui? Vrei să zbor cu ea? Vrei să... Unde vrei? Unde vrei să-l dos cu ea? N-ai apă, n-ai. Și toți râdeau. Și toți care au vrut să dau un picat. Noi, când a venit apere, s-au ajuns până la înălțimea muntelui, când aveam 1000 și ceva de metri, s-a înălțat și au ajuns apele la așa înălțime că au acoperit și munții cei mari. Vă închipuiți că 150 de zile au fost acoperiți sub ape tot pământul. Și când s-a lăsat, după 150 de zile, corabele Noe s-au oprit cu noi, s-au oprit pe muntele Ararat, la 5570 de metri, aproape 5700 de metri înălțime. Deci, așa era. Asta a fost, deci, planta păcatului, demonizării generale a lumii. Ei, omul, deci, în această stare, așa cum ați spus, nu și-a păstrat nici starea de firească de om animal, și-a căzut și la starea aceea. Ei, acum, noi zicem în felul următor, că să pun o întrebare, cred că fiecare v-a spus-o, în legătură cu textul Evangheliei de astăzi. De ce există îndrăciți? De ce există și cum să îndrăcesc oamenii? Asta e prima întrebare care mi-a plăcut, chiar citit textul Evangheliei. De ce să îndrăcesc oamenii? Care e motivul? Ei, dragii mei, să știți, sunt multe motive. Zic unii comentatori, unii teologi, motivul e mediu. Dacă un copil sărac, e copil, stă numai pe lângă care își ură, care joacă jocuri de noroc, beau, fumează, e un mediu atât de nociv, spiritual, că săracul ajunge de fumează și e copil la 10 ani de edad, zici că e 30 de ani următor. Și toate acestea, orice patima făcută în mod susținut, în mod constant, în mod habitual, că să fii dependent de ea, este un mod de posedare, este o îndrăcire, asta înseamnă îndrăcire, o posedare a demonului. Că demonul te posedă încă din lumea aceasta, așa cum Sfinții, încă de pe Pământ, răspândesc lumină și har, și faci de prezența lor, fac simțită prezența Împărăției Cerurilor, așa îndrăciții fac simțită prezența Împărăției Iadului, Împărăției Diavolului. Fac simțit Iadul, suferința Iadului de pe Pământ. Și noi am văzut atâtea cazuri, săraci cum îi chinuie, ca și în iad, că e un început al chinuirii din iad a celor care ajung la această stare de posedare, de îndrăcire. Ei, care sunt aceste motive, aduce două, trei principale pentru care omul se îndrăcește? Scrie în Sfânta Scriptură că sunt două motive principale pentru care omul se îndrăcește. Unu, datorită mândriei și orgoliului care unii l-au de foarte mici de copii, de a face ceva deosebit fără ajutorul lui Dumnezeu. Dacă vrei să faci ceva fără ajutorul lui Dumnezeu, să fii deosebit, să faci ceva deosebit, Satana îi cercetează pe copiii aceștia foarte isteți, foarte doritori de a face lucruri ieșite din comun. Îi cercetează și fac pact cu el. Noi avem atâtea cazuri în istoria bisericii, în istoria lumii. Sfântul Ciprian, știți? Mare Sfânt Ciprian al Cartaginei, secolul II, secolul III. A fost de Ciprian, acolo. Și mare Sfânt. La 9 ani, deci, așa pact avea cu diavolul, încât avea 200 de demoni care îl slujeau. 200 de demoni. Un copil de 9 ani și mânca doar ghindă. Așa, ce să ținea pentru diavolul? Deci, nu era toată lumea. Și spunea, uite, deavolul, ai 200 de demoni. Vrei să nu-ți folosești un pluș? Poți să nu. Aparent că minunile deavolului toate sunt o aparență, sunt o înșelăciune, nu e realitate. Dar apărea real și făcea minuni de să dea mintea lor. Până când a trimis-o pe Sfânta Iustină, o tânără fată, pe care n-a putut-o cu nu știu câți demoni care mergeau la ea să o facă să îndrăgostească din îndrăgător, care era îndrăgostit de ea. Și așa s-a convertit, a ajuns să-și arde cărțile de vrăjitorie și să ajungă mare Sfânt Ierarh Ciprian al Cartaginei, care ne-a lăsat celebra expresie, este expresia nu la sau, în afară bisericii cu de mântuie. Deci, iată, dorința aceasta de a face lucruri deosebite, chiar științific, băgați de seamă,
că spuși copii acum, găsesc orice descoperire. Este tot timp pe muchie. Ești deasupra Niagarei, într-o sârmă, de a gândea Biserica Demonică. Orice lucru dorit, fără Dumnezeu, de a ajunge ceva deosebit, fără Dumnezeu, ești în pericolul acesta a căderii în mâna satanei. În orice domeniu, în muzică, în sport, în orice. Știi cu toate acum, poate și vreau să știți. Mari cântăreți ai lumii. Nu dau nume. Dar sunteți și mai mari din lumea acum. Deci, la un mic nivel, între de 4 și încolo, nu mai rezistă la acel nivel, care vin de milioane de Sibiu, de Viscu, de miliarde, decât prin vrăjitorie. Apelează la vrăjitorie, la magie neagră, că așa face, că se rivalitate unul cu altul, doi lumea, cum cel mai mare, unul lumea. Și ce spunează lor? Să vedeți cum apelează unul la 50 de vrăjitori, unul la 10, unul și fiecare cum se mută unii și dau milioane de euro. Deci există această vindere de bună voie satanei prin demonii. Ei, aceștia pot să ajungă cândva demonizat. E da satanei, satana s-a făcut lucrurile ce ai putut să ajungi, ai ajuns cel mai mare pianez din lumea ce ai putut să ajungi. Ei, vine vremea când o să plătești o vorbă. O să plătești acest pact cu satana. Și să trezești că intră și. Și ce nu mai poți scăpa. Asemenea cazuri, citiți pe vieții, prolaje, vieții, sunt să vedeți câte cazuri. Eu mai spun că papa e ca Domnul, sunt Dumnezeu cel mare, mare Sfânt. Un alt modalitate de îndrăcire este săvârșirea unui păcat în mod constant, deliberat. Una e a credea în păcat, o căzut un tânăr, un păcat cu curvie, o căzut, e trucul, dar nu vrea să-l facă. Dar cine îl face deliberat, face o meserie din el. Din desfrânare, din băutură, din prăjitind tot ce, păcatele acestea, vicii, făcând el să îndrăcesc. Deci, din câte am cunoscut, atunci, în primii 10 ani, între 90 și 2000 ani, femei îndrăcite, majoritatea erau datorită faptului că au practicat aceste păcate, le-au desfrânărit, toate formele, cu bună știință. Cu bună știință, toate sodomiile și toate. Și s-au îndrăcit, nu șapte o tare, pentru că s-au îndrăcit. A fost o mină lui Dumnezeu, că acum stătea numai biserică, cum s-a rugat. Și o modalitate de a scoate Dumnezeu din această situație. Deci, îndrăcire. Ei, acum, dragii mei, e momentul să vă spun ce ar trebui să facem noi din statura noastră de oameni care suntem. Noi suntem acum, așa cum suntem. Nu suntem oameni de drept, cum am fost la început, dar nu suntem nici oameni de drept. Suntem oameni naturali. Ei, ce ar trebui să facem noi în condiții de acum? Care e ținta noastră? Ținta noastră, să știți, este îndumnezeirea. Revenirea la starea de oameni Dumnezei care au făcut. De aceea a venit Domnul Hristos pe pământ. Domnul Hristos a venit pe pământ, zice Sfânt Atanas cel Mare, ce Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, sau Dumnezeu s-a făcut om, ca pe om să-L facă Dumnezeu. Să-L refacă Dumnezeu, să-L reducă înapoi la starea de pământ. Și viața duhovnicească, deci de la starea aceasta naturală, care o trăim noi acum, până la starea de dumnezeire, are 7 trepturi. 7 trepturi. Sigur, poate pe toate 7 urcă unul, zice, din tot generația, zicea Părintele Cleopa, unul dintr-un neam, sau din neam în neam, ajunge la Sfântenie. Dar toți trebuie să ne străduim să ne ajungem pe această treabă. Toți trebuie să ne străduim să ajungem cât putem. Și care e prima treabă? Prima treabă este trăirea în prezența lui Dumnezeu. Dacă trăiești în prezența lui Dumnezeu, nu o să cazi în mâinile satanei niciodată. Conștiința că tu tot timpul trăiești în prezența lui Dumnezeu, ca și cum trăiești copiii până la 5 ani în fața mamei și a tatei. Când se joacă în fața mamei și a tatei, nu se pericol, nici se cadă să ducă picioare, nici se cadă în foc, nici să-i fure niște hoți de copii care sunt copii. Nu-i pericol, că sunt în fața ochilor, ca inimii mamei. Deci prima noastră treaptă este să fii tot timpul în prezența lui Dumnezeu. Să ai conștiința prezenței lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e prezent ca aer. Mai mult ca aer. Ne înconjoară, ne mâne, cum e prezent aerul și lumina. Să ai așa de conștiință că Dumnezeu e de față. Dumnezeu te învăluie. Dumnezeu te învăluie cu lumina, cu iubirea lui. Dumnezeu e prezent. Și ce? Cum îți arăt
pentru prezența lui Dumnezeu. Vorbim cu El. Copilul stă în prezența mamei. Dar ce? Mama se așteaptă. Ea l-o protejește cu căldura, cu dragoste ei și părinții. Chiar dacă el se joacă, mai cade, dar l-o protejește și păzește de toate. Dar așteaptă să vorbească cu ea. Să joacă 10 minute, după aceea să-mi face ce mamei te iubesc. Și vine și o să mută și mama e fericită. Mai trece un pic și iară, se întoarce și zice, mami, nu uită! El în prezența mamei și că viața dătrează mamei. Ei, această primă treaptă a vieții duhovnicești, conștiința prezenței lui Dumnezeu și vorbirea cu Dumnezeu, Doamne, Doamne Iisuse, miluiește-mă, Doamne Iisuse, mulțumesc că am pământ sub picioare, Doamne Iisus, mulțumesc că mi-ai dat o zi, Doamne, mulțumesc că am aer și respir, Doamne, mulțumesc, Doamne, fii binecuvântat. Doamne, acest cuvânt, aceasta este prima treaptă a vieții duhovnicești. Deci, o trăire a prezenței lui Dumnezeu și vorbirea cu Dumnezeu. De aceea, să știți, Domnul Hristos a dat această poruncă, scrisă la Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 7. Neîncetat vă rugați, că neîncetat vorbiți cu Dumnezeu, neîncetat. Să știți, aceasta nu e o opțiune. Nu e o opțiune, că dacă vreți să rugi neîncetat, să nu. E o poruncă. E o poruncă că Dumnezeu știe de ce a dat-o, ca tu să fii fericit în prezența Lui. Deci, aceasta, trăirea prezenței lui Dumnezeu, trăirea în comuniune cu Dumnezeu, trăirea împreună comuniune și comunicare cu Dumnezeu, împreună dialogare cu Dumnezeu. Acesta e primul lucru și lucru care trebuie să-l păstrăm toată viața. A doua treabă a vieții duhovnicești este înțelegerea. În adolescență, copilul începe să înțeleagă. Nu mai doar că îl iubește, începe să înțeleagă lucruri, înțeleagă sensul lucrurilor. Deci a făcut Dumnezeu lucruri. Care e rațiunea pentru care s-a făcut putare? Care e rațiunea putare? Vedeți, deja e gândat la fizică, să lasă cum funcționează un motor, în voi timp. Deci acum începe să înțeleagă. Aceasta e adolescența vieții duhovnicești. De aceea viața duhovnicească e plină rugăciunea minții. La început e rugăciunea gurii, vorbești cu Dumnezeu, apoi rugăciunea minții, înțelegi. Rațiunile lui Dumnezeu. Apoi, zice, a treia treaptă este iubirea. Deci, înțelegerea adolescenței este bună pentru cunoștință, dar omul începe să crească viața când își dă seama că, de fapt, el e făcut din iubire și el poate primi din iubire. Omul când iubește el și deja are el copii, atunci își dă seama ce e viața. Că viața, de fapt, e iubire, n-a fi iubire și să proliferează fără iubire. De aceea, treapta a vieții duhovnicești este rugăciunea inimii. Adică inima. Da, este bine să vorbești, dar ca și copil poți să vorbești și mintea să fie la jucării, să fie la altă parte. Jucării. Să nu fie. Poți să înțelegi, dar inima să nu fie la Dumnezeu. Dar când i-ai dat inima lui Dumnezeu, și la această treaptă. Treapta a treia este unirea minții. Cu inima, unirea înțelegerii. Inima, înțelegerea, înțelegerea. Și așa, să trăim în prezența lui Dumnezeu. Așa să dialogăm cu El. Cu inima, cu mintea, cu gura. Ei, atunci, de aici plecați rugăciunii duhovnicești. Este treaba a patra, rugăciunea ciclică. Adică să simți tot timpul prezența lui Dumnezeu ca un îndrăgostit, care nu iese de minte persoana iubită. Zi și noapte. Apoi rugăciunea văzătoare, vederea cu bun, se deschide. Și apoi răbdirea cealaltă lume, treapta șasă, și îndumnezeirea, treapta șapte, trupul care sunt aceste, ajunge să fie moarte, cu gemiri din ala sfârșitul lui, nu mai cu prezență. Deci, asta e chemarea omului. Ei, acum, să mai știți un lucru, și acesta e lucru fundamental, deci, din învățătura de astăzi. Deci, acum, știm care e lucrul care trebuie să-l faceți pe Dumnezeu, de la cota zero, care suntem noi. Dar acum să știți cum ne înșală Satana de mergem și în jos, în tot șapte drepte și până la iad. Și Satana nu mai face cum făcea acum 2000 de ani, să-i sperie pe oameni. Doar cu omul de astăzi nu mai este frică, cam de 100 de ani s-a depășit frica. Secolul 20 și-a fost atâtea război, oamenii au devenit puternici, viteși, au omorât 200 de milioane de oameni, secolul 20 peste. Și omul mai este frică. Și atunci Satana a găsit altă metodă. A găsit metoda de a-l înșela, de a-l motiva pe om să-și dezvolte propriile lui calități și prin ele, de fapt, să-l robească. Știți că pe la începutul mijlocului secolului 90, un filozof francez, cred că m-am
în om, în eu omului, fără ca omul să-și dea seama că el, de fapt, proliferând, crescând, eu nu, eu fac, eu trec, eu am rezolvat, el, de fapt, își face joc cu Satan. Și prin aceasta, el neagă pe Dumnezeu, nu mai ascultă pe Dumnezeu și nu face niciuna din dreptele care v-a spus. Să stea în fața Dumnezeu, să vorbească cu Dumnezeu, să-L înțeleagă pe Dumnezeu, că știți toată viața, 10.000 de sfinți părinți, ca să-L înțelegi pe Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu, cu la Iubii Sfinții, și să uși pe Dumnezeu, cu orice. Și cât el a ușor aproape. Și acum să vă spun foarte pe scurt, cum atrage Satana pe calea lui cele 7 trepte. De la cota asta care suntem noi acum, cota 0, de oameni naturali. Prima treaptă este să uiți de rugăciune. Deci, dacă e cade rugăciune, uiți de rugăciune, e să nu, fără rugăciune, nu se poate trăi ca și fără respirație. Deci, uitând de rugăciune, uiți de prezența lui Dumnezeu. Ne mai vorbim cu El, uiți de prezența lui. Orice persoană, dacă la timpul vești o zi, două, trei, o lună, te cap, uiți, să ștergi din minte, să ștergi din memorie, te devii din inimă mai mult. Deci, treapta întâi este uitare de rugăciune. De aceea, porunca este nege, dar rugat, ca să nu uiți de Dumnezeu. Deci, prima treaptă, uitare de Dumnezeu. Ai căzut în etapă mai mult. Treapta a doua, treapta întâi, deci uitare de rugăciune. Și te-ai dus în etapă mai mult. Treapta a doua, uitare de Dumnezeu. Când ai uitat de rugăciune, în 6 luni ai uitat de Dumnezeu. Dacă nu mai vorbești cu El, pentru tine e ca și cum n-ar exista. Orice persoană, dacă n-ai vorbit cu ea 5-6 luni, un an, persoana aceea e mort. Și iată ce te-ai dus mai jos. Ei, treapta a treia este viața fără Dumnezeu. Viața fără Dumnezeu este o viață întunecată. Care e lumea cazinoului, jocului, adică în care se face trafic de copii, de persoane și așa mai departe. Lumea fără Dumnezeu, lumea întunerii. Deci treapta a treia e lumea întunerii. Vedeți majoritatea din familie dumneavoastră și vedem noi de necatolici, un tineri care uită de rugăciune, nu se mai roagă, nu mai vine la biserică, pe jumătate de an, nu se mai povedește, după aceea uită și de Dumnezeu, după aceea își găsește prieteni, între ghilimele, care merg din acest mediu toxic, acest mediu prin care, practic, acolo trece întunericul spiritual, întunericul concept. Aceasta e treapta a treia. Ei, treapta a patra este începutul loviturilor satane. Satana te duce ușor, să uiți de rugăciune, să uiți de Dumnezeu, merg întunericul, dar nu te distrezi mai mult de 10 ani. Nu-ți dă. Cum sfârșește săracele toate astea, fetele astea care fac copii? La fapt este nicigându-se, se cade în disperare. Încep necazurile, boli, necazuri, bătăi, se pierde tot. Că Satana, cu cât îl slujești, cu atâta, te pedepsește mai mult. Asta e bunătatea lui, din ghilimele. Răutatea absolută. Cum zice, carăgeală, zice, curat, murdar. Asta e. Adică, bunătate, curat, rea. Asta e Satana. Și iată, tu te duci ușor. Acolo el începe să te lovească, asta e cea toată. Și tu cum e lovitul? El nu mai merge nimic. Nu mai exact pentru serviciu. Vin oameni la noi. A lucrat, a stat 10-15 ani în Italia. Necumunat, 3,3. A făcut și zice, părinte, a pierdut 300.000 de euro, aveam și amunat, cu s-o două apartamente. Le-a pierdut toate, acum nu mai vrem nimic. Poate că trebuie cam și o boală la 39 de ani. Femeie, face cancer. Și eu zic, păi, v-ați mai rugat? Păi nu m-am rugat, 5 ani, nu m-am rugat, nu m-am spus, nu m-am rugat, n-am mai nicio legătură cu Dumnezeu. Da, vedeți? Practic, fără să te-ai trebuit într-un mediu toxic al Satanei, acum Satana îți dă plata. Dar e plata lui. Și asta e treapta a patra. Ei, acum, băgați de seamă că asta e un lucru fundamental. În treapta a patra, încă poți să te întorci foarte ușor spre Dumnezeu. Vezi că e toate greu, nu merg nimic. Aleargă la Dumnezeu, aleargă la rugăciune și reîntoarce la Dumnezeu. Deci, treapta a cincea este, care se întâlnește, din păcate, mult mai de la Dumnezeu. Treapta a cincea este găsirea unui psalm dispășitor. Deci, Satana îți dă în gând să găsești un psalm dispășitor. Că nu tu ești de vină, că tu te-ai mai rugat în 15 ani și nu ai mai venit la biserică, nu te-ai spovedit, ai făcut voia Dumnezeu, te-ai despus de Dumnezeu. Și că cineva ar fi de vină și îți găsește un preot vrăjitor, îți găsește o babă vrăjitoare, care îi spune una din capătul satului, care e așa, 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 îți poartă sâmbetele, ea e de vină. Și tu încerci să te întorci la Dumnezeu, dar nu te întorci pe calea adevărată la Dumnezeu.
Dumnezeu, pe calea păcăinței la Dumnezeu. Și caut, am întâlnit 10 de cazuri, 10 de cazuri la mănăstire. El nu se gândea să pocăiască de păcatele care au făcut, ci să plătească că aia îi poartă sâmbetele. Deci el nu. Și plătea 10 ani și nu ieșea nimic, că tot, plătește tot la iurea. Că cu vecinii era tot la iurea, era paralelă. Deci, asta e treaba a cincea. Găsirea unui fapt e foarte, foarte pământenită, zice poporul nostru. Dacă Sfântul 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 Sfântul, noi la orice că suntem vină. Suntem vină cei din dreapta, cei din stâncă, cei din sud, cei din nord, cei de sus, cei de jos, numai noi nu suntem de vină. Băgați de seama, asta e cea mai mare înșelăciune de altă. Să cauți Sfântul Sfântul. Calea credinței adevărate, să știți, este să-ți vezi tută din păcatele. Chiar dacă ai făcut inimă odată în viață, ca David. Odată în viață, dar și peste 50 de ani, în 10-5 ore pe zi, și a zis, dacă a făcut Sfântul 50, că a făcut cel un păcat în viață. Vedeți, noi facem 5.000 de păcate, poate și ne... El a făcut unul și l-a plâns prin 10-5 ore pe zi, pentru că așa trebuie să-i plâtea. Pentru că pune ești pe Pământ, tot timpul ca să-l poți lăsa pe Dumnezeu, trebuie tu să-ți asumi tu viața ta. Și dacă ai păcătuit, să-ți asumi tu păcatul acesta. Și să fii liberit din care ai făcut. Ei, nevătând așa, deci, de așa cum am spus, deci, teapa aceasta cincea este cea mai mare și cea mai vizibilă înșelăciune. Eu le spun mereu acolo. Deci asta e cum mai merge pe front și te trezești cu un glot din piept și tu în loc să alergi, să te operezi, să-ți scoate gloate, să-ți cap cu viață, tu cauți cine a tras. Păi cine a tras? E război, toți trebuie. Asta e important. Îți trebuie să scoate glotul din umăr ca să-ți cap cu viață. Asta e. Vedeți? Asta e cea mai mare înșelăciune. Ei, de aici, două drepturi mai sunt până în ea. A șasea-i deznădejdea, deznădejdea, că tu te rogi, dar ție nu se împlinește nimic, că n-are cum să împlinească, dacă tot timpul dai vina pe altă. Și a șaptea-i sinuciderea, pierzarea totală. Iată, vedeți, cât e frumos, știe satana cel rău să coasă cu apă albă, coasă albă, toată această pierzare a noastră. Ei, acum, dragii mei, am văzut că avem 7 trepte în sus, 7 trepte în jos. Și iată că totul stă în libertatea noastră. Totul stă în libera noastră lege. Liber, în primul rând, să stăm măcar pe treapta întâi a binelui. Să nu, nu ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dacă ne-am îndepărtat, repede să ne întoarcem la Dumnezeu. Mamă, tată, scapă. Mamă, tată, cerești. Maică, cerești. Scapă. Și să nu ne lăsăm prinși cumva vrăjiți de a aduneca aceste drepte. Cel mai important lucru, știți că spunea Mântuitor, am avut la început, că în fața demonismului nu se poate face lupta, nu se poate face față cu rugăciune și pot. Am găsit o rugăciune foarte frumoasă a acestui sfânt care l-a pomenit Nicolae Venimirovici. Rugăciunea Doamne miluiește. Părintele nostru, Rafael Moica, și cel mai mare om, poate, în vremea de noapte, zicea, orice situație avea, zic, Doamne, raportați-te la Doamne. Tai o mână, Doamne, și acel Doamne se transformă într-o rugăciune. Doamne, Dumnezeu îți va da soluția potrivită în orice situație. Nimic să nu faci fără Doamne. Zicea, contactează satelitul Doamne. Ei, Sfântul Nicolae scrie această rugăciune, această tâlcuire, ce înseamnă cuvintele Doamne miluiește, acum, bun, că Dumnezeu s-a trăit până în 57, din anii 40-40. Ce înseamnă cuvintele Doamne miluiește? Și cât sunt de folositoare aceste cuvinte scurte, iată, Doamne, adică Dumnezeu, și miluiește pe mine. Și o să vă citesc această tâlcuire a cuvintelor sau sintagme, care o repetăm de drept de răspunde, Doamne miluiește, și cu aceasta a sfârșit. Despre ce înseamnă cuvintele Doamne miluiește trebuie să fii precis, între cuvintarea și puterea acestor cuvinte. Rostește cuvintele acestea atât la singular cât și la plural. Strigă ca oricum Bartimeu, Doamne miluiește-mă, dar strigă și ca cei 10 leproși, Doamne miluiește-ne. Roagă-te pentru tine și pentru toți oamenii. Roagă-te pentru tine, roagă-te și pentru toți oamenii. Rog-mă ție, Doamne, pentru mine cel născut într-o neputință,
Doamne, miluiește-mă! Și mă rog pentru toți oamenii născuți într-o neputință, Doamne, miluiește-mă! Și pentru toți cei care caută legea Ta, cea de viață făcătoare, Doamne, miluiește-mă! Într-o zi sau două voi mai fi oaspetele Tău în această lume, după care, ca umbra, vă voi duce și vă voi număra cu cei răposați. Doamne, miluiește-mă! Și pentru toți ce adormiți într-o credință, rogă-mă Ție, Doamne, miluiește-mă! Doamne, miluiește pe cei ce sunt la putere. De trei ori mă rog Ție, fiindcă sunt în primejde să ajungă oameni ca-i silnicie. Doamne, miluiește pe cei ce sunt într-o bogăție. De trei ori mă rog Ție, fiindcă sunt în primejde să ajungă desfrânați. Doamne, miluiește pe cei sărași și pe orfani. De trei ori mă rog Ție, fiindcă sunt în primejde să cadă în deznădejde. Doamne, miluiește pe cei ce au știință lumească. De trei ori mă rog Ție, fiindcă sunt în primejde să-și facă Dumnezei din tine, iar din tine să uite. Este foarte periculos, cum am spus, să dai absolutism, să iei la mod absolut și știința lumească. La fel cum și învățătura, să iei numai 10. Este un pericol, că ce se cătuiești de dragoste. Nu ca să fie un dragoste, cu ce mă las mai așa un nou, că nu întotdeauna, trebuie să-i educăm pe copii să facă niște roboți mie care nu mai se relaționează cu nimeni și să izolează de mici depresii, din tot la noi după aceea. Învață-i, eu am o, am, paranteză, o tânără care a vreo 20 de ani să o vedem și acum e călugăriță. Păi era liceu, încă una le despărțea steluța. 10. Și am zis, iar înainte, nu mai e 10. Lasă cu ea. Și așa și-a făcut ce mai jucă prietene, care astea era fiica unor oameni, am fost orgolioși, zice, și și-a fost călugăriță. Știți să fiți merit? Asta e cel mai important. Să nu absolutizăm nimic pe Domnul. Și deci va veni minte că te rogi, când te rogi vreuna dintre ființele omenești, fie ea din răposat sau dintre cei vii, sau dintre cei nenăscuți încă, să spui, Dată, Doamne, miluiește! Și deci va veni minte un om rășmaș al Tău, spune, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Iar ce putere au aceste cuvinte, îți vor spune când vă veți întâlni în cealaltă lume. Îți va spune Bartimeu, orb am fost și acum văd și am văzut. Îți vor spune leproși. Leproși am fost și ne-am curățit. Îți vor spune îndrăciți. Nebuni am fost și ne-am înțelepțit. Îți vor spune slăbănoși. Bolnavi am fost și ne-am făcut sănătoși. Îți vor spune morți. Morți am fost și am înviat. Îți vor spune apostolii. Furtuna a fost și s-a potolit. Trecând pe Dumnezeu la Domnul. Îți va spune păcătoasa care s-a pocăit. Am păcătuit și am primit iertare, spunându-l Doamne Dumnezeu. Îți va spune tâlharul de pe cruce. Rău făcător am fost și primul am intrat în rat. Deci, iată, dragii mei, care este lucrarea noastră de căpetenie pe acest om. Cu aceasta, starea înaintea lui Dumnezeu și cuprinderea noastră, a ființei noastre și cuprinderea tuturor rădăcini în harul lui Dumnezeu. Doamne, miluiește! Tu știi cel mai bine și când suntem în bine și când suntem în rău. Doamne, miluiește! Această rugăciune să o avem pe buze, cât vom trăi în viața aceasta și rezultatele ei să le vedem în cealaltă lume, slăvit pentru Dumnezeu.